Disperare în rândul medicilor de familie după ce sistemul informatic pentru eliberarea rețetelor nu funcționează de câteva zile. Medicii sunt obligați să scrie rețetele în modul offline, iar apoi, dacă platforma își revine, să le introducă în rețeaua națională. Ne chinuie ca pe voci de cai de 3 zile. Nu putem verifica calitatea de asigurat, nu putem să dăm rețetele numai în sistem offline. Pleacă, stau la noi pacienți o groază, pleacă de la noi, se duc la farmacii și stau altă groază, pentru că și ea tot așa în sistem offline. Pentru noi înseamnă din start muncă dublă. Medicii de familie se plâng însă că la eliberarea rețetelor offline riscă să fie amendați la eventuale controle ulterioare. Când merge sistemul 72 de ore și Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu dă comunicat prin care să recunoască că sistemul lui nu funcționează, s-a dus naibii toată munca noastră. Va mai mult decât atât, vine Curtea de Conturi peste 3 ani și ne pune să plătim noi rețetele pe care le-am dat. Mai grav însă este faptul că sincopele platformei informatice au ajuns o regulă și nu o excepție. Și astăzi, ca și în alte rânduri, au fost destul de multe întreruperi când nu s-au putut face rețete online, când consultațiile s-au validat foarte, foarte greu cu cardurile. Și, sigur, platforma informatică a avut sincope mai multe ca de obicei. În general, când sistemul este foarte încărcat în perioada de raportări, când se trimit și se primesc multe fișiere în sistem, de fiecare dată apar blocaje. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Cluj spun că problemele nu au apărut la sistemul informatic integrat, ci la aplicațiile pe care le utilizează furnizorii de servicii medicale. Disfuncționalitățile au fost semnalate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și cu siguranță vor fi soluționate în cel mai scurt timp posibil. Până atunci însă și furnizorii cunosc acest lucru, ei pot acorda servicii medicale în regim offline, iar când disfuncționalitățile se rezolvă, serviciile medicale sunt încărcate online, astfel încât asigurații să fie cât mai puțin afectați. CNAS avea contract pentru mentenanța sistemului cu Siveco, înțelegere care a expirat în luna mai. Până la ora transmiterii acestei știri, reprezentanții Siveco nu ne-au comunicat dacă a fost reînnoit sau nu contractul. Reprezentanții CNAS nu au putut fi contactați.